Am zis numai lucruri frumoase. Am zis numai lucruri frumoase. Am auzit că ziceai ceva de la Luca înainte, nu am înțeles ce ai zis. A, că eu am coloană vertebrală și i-am promis că șterg vlogurile și le-am șters. Ricardo, du-te acolo în casă, că nu te auzi bine. Hai să fac totuși un pact și cu tine. Hai, fă un pact și cu mamă. Hai să fac un pact și cu tine, fii atent. Pute pe canapea aici, unde stai Jador. Nu, o stau aici. Livian, unde ești? Opa, hai să facem un pact. Eu îmi văd de treaba mea, nu mai zic absolut nimica, tu îți vezi de treaba ta, nu mai zici absolut nimica și totul e bine. Eu am coloană vertebrală, eu când promit ceva, așa rămâne. Bă, la hotel sau la bine, unde ești? Stai un pic, dar știi care e problema la mine? Că eu am mai crezut de vreo 3-4 ori chestia asta din partea ta, pentru că tu mi-ai mai zis de vreo 3-4 ori că hai să terminăm, hai să nu mai ne certăm și a doua zi s-a întâmplat la fel. Și de asta mi-e foarte greu să cred că tu chiar vrei să terminăm o dată pentru totdeauna circul ăsta ieftin în care amândoi... Deci ascultă-mă, Ricardo. Băi, sau nu? Nu, ascultă-mă, Ricardo. Nu ne face cinste la niciunul din noi. Adică să ne bălăcărim în ultimul hal. Nici mie și nici ție. Nu-i ca și cum... Fac urât aici. Vezi că e gelos, Jador. Bine. Lasă mai jos. Îți convine sau nu? Te mai întreb o dată. Bianca, vezi între... te sparg. De Pălteu, Manuela. Vezi că e gelos și ador. Ridică la mai sus. Deci... E bine, pune mâna la ochi. Eu promit că nu mai zic nimic. Și da. La Luca i-am promis că șterg vlogul, l-am șters. Îți convine sau nu? Da. Da, de ce l-ați pe ideea că nu înțeleg? Poftim? Ok. Da, mie îmi convine, eu vreau să fie pace! Până să vină acest băiat de pe canapea din față, nu ai spus că... vrei să-l lași pe Ricardo, ai zis că cât sunt eu în casa asta nu faci nimic. Și de când a venit acest lungan cu mușchii lui supra-musculoși și tatuajele lui Jador. Și cu picioarele lui de... Jador! Nu ai zis nimic! Ascultă-mă! Și de când ai vorbit aseară cu el pe telefon, gata! Vrei să... să vă lăsați în pace, să cunoașteți! Nu! Eu, Jador, de când eu mă lași să zic ceva. Mă lași să zic ceva. Jador. De când ți-o trimis mă? Te rog, permite-mi și mie să zic ceva. Eu n-am zis în niciun moment că am de gând să las în pace. Am zis doar că nu mai vreau să fac circul cu el. N-am de gând să las în pace. A, deci nu-l lași în pace. Nu am zis nici că da, nici că nu. Am zis doar că nu vreau să mă mai cer cu el prin emisiune. Atât tot. Păi, nu mai înțeleg. De ce îmi bat gura atunci? Da, tu ai voie să vorbești cu Marius? Că nu înțeleg, că aseară ai vorbit cu Marius. Păi, dar eu nu am zis nici că da, nici că nu. De asta nu mă găs cuvinte în gură. Am zis doar că nu vreau să mai cer cu el în emisiunea ta tot. Păi, tu vrei să te ceri cu el în emisiune, dar pe el nu-l lași să fie cu Deia, dar tu vrei să fii cu Marius. Cum vine asta? Da? Fie cu Marius. Asta niște astea teoriile lui Jador. Nu sunt teoriile mele. Nu vrea să fie cu Marius. Este realitatea despre care vorbesc. Spune, hai. Deci tu nu vrei ca el să fie fericit pentru că eu îl iubești? Nu, dar îți place de Manu și vrei să fii cu el? Nu vreau, dar lasă, dar nu mă lasă să vorbesc, mă lași pe mine să vorbesc. Am zis eu în vreo clip, într-un moment, că vreau să fiu cu Marius. Nu, dar simțim pentru că ai vorbit aseară cu el. Marius, ai simțit într-un moment că vrea să fie cu tine? Eu am vorbit cu Marius în camera roșie. Tu recunoști că îți place de mine? Eu îi fac lui Livian, mai. Eu am vorbit cu Marius în camera roșie și am zis că timpul o să le rezolve pe toate și că nu o să ne grăbim. Dacă îi să fie recunoști împreună... că îți place de mine? Mă topesc după tine! Lasă glumele. Îți place de lunganul nostru plin de tatuaje și definit? Îți place de tatuajele? Îți place de pepenelul Jador cu burtică? Așa? Dacă unul din acești doi băieți ar face pași spre tine, sunt sigur că tu... Și dacă unul din ei a făcut deja pași spre mine și... Ce ai făcut, băi, că n-am făcut nimic? La camera roșie cu noi. A, tu. Eu. A, deci acest băiat a făcut pași spre tine și... acest tu băiat... Tu vrei să fii fericit alături de el, dar... Acest băiat nu poate să fie fericit pentru că tu nu îl lași. Dar tu ai dreptul la fericire. Dar ce-i fac eu, Jadoare? Ce-i faci? Ce-i fac? O instigi pe iubita lui și zici ca să-i fie rușine. Lucrezi la psihicul ei pentru ca ea să nu mai fie capabilă să și poartă da, tu. Și să se comporte și normal. Oare din cauza asta să vrea el să facă pace cu mine? Oare din cauza asta vrea el să facă pace cu mine? Cum? Oare din cauza asta ăsta să fie motivul pentru care vrea el să facă pace ce cu motiv? Mine? Ce motiv? Ca să nu
mai vorbesc cu Dea, adică nu, el ca idei. Motivul e clar că Dea se simte nașpa și pentru Dea am făcut pace cu tine, nu ca și nu, el spune așa. Nu că ai avea tu coloană vertebrală cum ai declarat mai devreme. Nu, nu zic eu. Nu că ai avea tu coloană vertebrală și ai vrut să faci pace cu mine cum ai făcut și cu Raluca. Ai făcut pentru Dea, ca să nu mai fie supărată. Băi, iar mă apuc de tine. Jalesu pe nou. Jalesu pe nou. Sau nu, ți-am spus, îți convine sau nu, dacă nu, iar mă apuc cu din alea, cu ce vrei tu, cu Champions League, cu UEFA, cu Liga 1 și începem iară. Vorbește Beatule, ce vrei tu și ce vrei inima ta, ai dreptul să zici ce vrei tu. Stai și calmează-te pentru că această fată tu ai spus că ți-a fost dragă la inima ta și nu poți să o jignești pentru că această fată a fost dragă inimii tale și nu ai putea să-i faci vorba. Doamne ferește! Vorbești ură despre ea. Doamne ferește! Nu vrei să înțeleagă de ea că dacă cumva ar fi să stai așa, ai procedat și cu ea. Bă, dar am o curiozită. Aaa, oare din cauza asta? Dar oricum de ea cred că o văzut destul de multe până în momentul de față. Adică nu e ca și cum nu să mai vadă. De ea o fată cu capul povești și să înțeleagă, ea înțelege. De asta încă. Orice om într-un moment de exteriorizare de sine poate să facă niște greșeli pe care le poate suntem regreta mai târziu. Avem cel mai prost narator. Eu sunt om și greșesc. Voi sunteți oameni și greșiți. Toată lumea greșește în viața asta. Nimeni nu e fără de păcat. Nu e nimeni fără de păcat. Așa că mi-asum greșelile. I-am spus și lui Dea că îmi pare rău. Dar sunt curios dacă meci a fost de Liga 1. Nimeni nu e perfect. Dar el își cere scuze doar pentru... Nu, îmi cere scuze că... Să nu, nu mai avem nicio zi, nicio răutate unul față de altul, nu. Dar de fapt există. Unul din noi trei trebuie să-l alegi chiar în acum, în acest moment, pentru ai. A putea fi fericită pentru toată viața. Ai 39 de zi. Manuela! Și mai cum o cheamă? Nu știu. Bișoiu. Manuela, oprișoiu. Oprișiu, mă, du-te de aici. Oprișiu, băi. Oprișiu, oprișoiu, oprișiu. Boboloiu. Fata cu solarul. Fata cu solarul. Ai 39 de zile să... Ai 39 de secunde, cine ai vrea să... De zile, băi! Să... Pentru tot restul nu mă pune pe mine necoace. Vrei să vă spun adevărul? Nu mă pune pe mine necoace. Da! Nimeni nu... Bianca! Bianca! Bă, cred că fetele astea se plac între ele, ce zici tu acolo? Adică Bianca mi-încălzește inima, mi-o încălzește atât de tare încât câteodată ajunge să mă ardă. Vezi că ai dat-o, să înțeles altceva. Băi, lasă asta. În cazul ăsta... Ia uite-le, uite-l! În cazul ăsta... Eu vorbeam de solar, dacă tu te gândești la... Baby mu! În cazul ăsta... Vii și tu acasă. Băieți, eu am treabă. Ai treabă? Cu ele. Să faci un pătrat din cât te văd. Ia! Au! Au! Au, miau! Hau! Miau! Miau! Mi-au gata că ți-a lăsat iubita în pace, prietena. Manuela, oprișoiu. Oricum, de astăzi înainte. Din acest moment, lasă acest băiat să fie liber pentru că viitoarea lui iubită, adică cum o cheamă? Dea, Dea. Om, cum o cheamă? Nu știi cum o cheamă? Fi... Ce vrăjeală ai? Dea va fi. Dar ce costum sexy ai? Eu traduc pentru sotomuț. Va fi va fi promptă și va fi promptă și nu va face în fața ta unele chestii gen apropieri cu acest băiat. Nu-mi pasă, poate să facă. Așa că lasă-l să fie fericit și fii tu fericită. Eu îl las să fie fericit și îl las să facă ce vor ei. L-am mai zis de 100.000 de ori. Doar că eu câteodată sunt mai spontană și mai fac unele chestii atâta tot. Acest băiat o iubește și pe Dea, dar pentru că tu te-ai aruncat prea repede în brațele lui. Bă, dar taci, bă, dai, bă, ai pierdut. Mânca asta s-a... Au băut carbid, băieții. Ai, ai băut carbid? Da, bă, lasă de formă. Probabil ne-a plăcut că ai mingea prea mică. Băi, bine, mă, de... Lasă-mă în pace. Băi, gata, mă, n-ai tu treabă, gata. Am zis că fac pace, gata. Vrei sau nu vrei să fac pace? Lasă-mă... Am făcut, dar zi, bă, odată, bă, Ricardo, spune și tu ce vrea să audă, spune-o, nu ce vrea să audă. Hai, ce vrei să audă, dar spune-o dacă cere. Bine, hai, gata, mă, hai să zic eu. Zi adevărul, da, hai că zic adevărul. Atunci, știi ce? Da, hai să zic eu tot adevărul. Deci nu este adevărat că am ieșit cu tine la Sultan Ahmed prima dată și după aia ne-am dus frumos pe străzi la un restaurant și ne-am jucat table și am băut o... Și după aia am coborât jos, tot pe lângă Sultan Ahmed și ne-am dus la hotelul ăla care era între străzi, în Totocheia. Nu este adevărat. Nu este adevărat că după aia la club ai venit și ai dat să mă pupe aici și eu m-am întors cu capul. Nu este adevărat. Și nu este adevărat că mi-ai zis dacă mi-e dor de un fotbal la club. Tot nu este adevărat. Ești mulțumită? A, deci el a zis adevărul sub formă de negare. Adevărul. Felicitări. Adevărul. Deci, bă, ați ieșit afară. Ați întreținut relații intime la acel hotel.
Ați jucat table împreună? V-ați pupat la odată în viață deci, nu s-a întâmplat acest așa acest băiat în timp ce filtra cu tine s-a pupat cu ea. Niciodată în viață nu s-a întâmplat așa ceva. Eu știu foarte bine. Eu știu foarte bine ce am făcut, așa că el nu are decât să spună în continuare ce. Mulțumesc frumos. Psihologul emisiunii. O să continui și eu, înțelegi? N-a fost adevărat acum 3 săptămâni a fost adevărat asta. Deci față de acum 3 săptămâni și nu este adevărat. Păi, dar cum se face că tu o zi? O zi spui că ai mințit? O zi bam, ba n-am mințit. Ba am mințit? Ba n-am mințit. Mie nu mă mai pune pe ecran, eu nu mă mai bag până el. Nu și la club de pupat în timp ce filtrai cu Dea. Deci Dea, timp ce filtra cu tine acest Dea s-a pupat cu ea. Nu este adevărat că eu am întors capul. Eu am întors capul. În formă de negare a zis adevărul. Bă, am zis că nu este adevărat. Adevărul față la fața asta. Bă, i-a dat să mă pupe așa și eu am întors capul, nu înțelegi? Și nu este adevărat. Zi adevărul față la fată. Nu este adevărat. Deci în timp ce filtrai cu te-ai pupat cu fosta. Pentru că așa faceți tot. Vă pupați cu fostele. Nu. Era și Dea acolo, adică și... Hai, zi adevărul. Era și Dea la club. Dea, ai simțit vreo formă de apropiere între acești doi foști? Poate tu ai plecat mai devreme și ei doi au rămas și s-au pupat și la întors și s-au pupat cu ea. Nu, că au plecat toate. Să nu mai zică nimica din Manuela, să nu mai alimenteze. Dacă zici Manuela... Nu, no, vezi că el sub formă de negare a spus că s-a pupat cu ea la club în timp ce filtra cu Dea. Deci Dea ar trebui să-ți dea de gândit. Bă, omul Dumnezeu, n-a spus bine. Încă mai are ceva pentru Manuela și... Odată ce-a întors capul și-a pupat-o, că a spus. Bă, omule! Am întors capul să nu mă pupe, omule! Ia vrut să mă pupe și-a întors capul să nu mă pupe. A, să nu te pupe. Ai fost... Deci fii atent că acolo ai fost acolo, de-ai fost lângă mine. Am dat eu să-l pup la club, ai fost lângă mine chiar când am plecat. Există posibilitatea aceasta. Alo, 210, Ricardo a fost și Dea acolo, da. Eu n-am văzut. Nu, n-am văzut că v-ați pupat. N-am văzut că v-ați pupat. A, Dea zic, am dat eu să-l pup, ai fost lângă mine. Da, nu. Dea Ardeleanu. Nu. Deci? Dea Ardeleanu, la ce oră ai părăsit incinta clubului? Ricardo. Era cu mine la cea la restaurant. Nu da să te pupe. Poftim? Nu da să te pupe, ați dansat, te-ai da, așa este, bine, n-am dat, nu e adevărat, ok. A. Ok, așa e, gata. Eu nu ți-am treaba, fă ce vrei. Și eu o să fac la rândul meu ce vreau. Manuela! Știi foarte bine că în momentul în care o să mă ataci, o să te atac și eu pe tine, așa că n-ai decât să faci ce simți. Manuela, oprisiu! Gata. Ai încercat să pupi pe acest băiat în timp ce ai fost la club? Nu. Fii sinceră cu tine și în fața lui Dumnezeu. Nici măcar o secundă. Ce? Nici măcar o secundă. El a încercat să te pupe? Nu, nici el. Ai încercat... Ai simțit vreo privire, vreo atracție, vreo chestie? Da, dar știi, Roxana, că poți să-i pui la cuptor. Dintre ei doi? Bă, dacă între cine? Între el și Dea? Între cine și el? Bă, dacă poți să... Pe cartofi. Păi dacă... Fii sincer în fața lui Dumnezeu. Bă, dacă poate să mint, adică ca și cum... Bă, ca și cum eu am... Eu știu că el a vrut să mă pupe, Doamne, dar se dă singur de gol, frate, dar el... În orată instanță, eu partea acuzată, văd că încearcă să îmbârlige. Bă, cât poate să minte. Partea vătămată... Deci, el... Hai, bă, lăsați-mă. Subiectul ăsta, bă. Hai, bă, gata, lăsați-mă. Ricardo și mai cum, băieți? Gata, mă. Filip. Ricardo, Filip. Hai, mă, gata, lăsați-mă, mă. Sub formă de negație a spus că a fost cu tine, a jucat table. Hai, mă, gata, vorbit. A plimbat pe străduță. Străduțe. Negare, bă. Sub formă de asta. Sub formă de negare. V-ați plimbat, ați fost la hotel, v-ați pupat. Tu ai încercat să-ți lau, să le dau eu lor explicații, lăsați-mă, că dacă nu și mâine vorbiți același lucru și eu m-am săturat și în gală... E interesant că Ricardo, adică el a zis că nu s-a întâmplat nimica. De unde-s vorbele astea? Nu? Nu mai mă interesează, lăsați-mă, el... mă doare capul. Stau să discut... Sală! Liniște în sală! Lăsați-mă, stau să discut... Ce? Frate. Acuzat. Va fi condamnat la câțiva ani de relație cu Dea. Stau să... Și în același timp, un an de relație involuntară cu Manuela. Da, clar, categoric. Adică două relații în același timp. Bă, dar una, un an și una trei. Dacă aveți și posibilitatea de a vă schimba pedepsele între voi. Una, una, baby. Eu contestez, contestez, băieți. Baby, mă. Ce-ai zis? Îmi place sentința asta, nu, contestez. Contestezi? Da, contest. Bine, atunci. Recurs! Nu, a vrut să zicem că o contestă, nu. Contestezi relația ta cu el un, gen toată viața sau? A zis în italiană. Ela, deschide ușa. Speak rumenia. Contestezi. Marius? Da. Vorbiți limba română, vă rog. Auzi? Paultați. Manuela, oprișoiu. Oprișiu, dacă... Lasă, dragule, lasă că... Deci odată, dacă mai încerci așa... Nici tu nu ești mai bun. Hai că nu pot să discut așa cu voi.
S-o trezesc mai spate. Eu nu sunt decentat. Hai să rămâi în situație. Că nu pot cu ăștia să discut, că vorbesc peste mine. Nu pot să discut. Manuela!